De vârf, iată-l primind, încercând să trimită în spate către Robert Moldoveanu, minge câștigată acolo de Romario Pire și o boltă care intră în poartă! Îl scrie Hefte de la centrul terenului! S-a retras Eșanu, ar fi putut să ajungă... Iată-l pe Hefte și trage de la 60 de metri, cred. Eșanu este acolo, putea să intervină, îi alunecă însă gheata. Cred că ambele ghete i-au alunecat. Și când se pune mâna pe minge, se prăbușește și balonul intră în poartă. Fază de mare spectacol, fază de... mare ghinion pentru Eșanu, de mare maestrie tehnică pentru cel care înscrie al doilea său gol în această partidă.